Delia, pe urmele lui Mihai Bendeac. Gafa care ar putea să-i fie fatală. Delia a făcut o gafă de zile mari în cadrul unei ediții a umor. Inițial nu și-a dat seama de greșeală, însă, după ce i s-a explicat în cască, jurata a părăsit platoul chiar în timpul unui număr. A încercat să găsească o scuză, dar nu a putut explica declarația făcută. Delia Matache este în juriul la umor încă de la prima ediție, alături de Chelo. Cei doi au pornit la drum cu Mihai Bendeac, însă locul acestuia a fost luat de câștigătorii de la America Express 2023, Cătălin Bordea și Nelu Cortea. În cadrul emisiunii Ai umor de duminică, 16 aprilie, Delia a făcut o gafă de zile mari. În timp ce pe scenă se afla Carmen Belenesi, o concurentă care a mai participat la emisiune. Aceasta s-a întors pentru un moment de stand-up și a amintit în timpul prestației de sărutul pe care l-a avut cu Mihai Bendeac. Delia a încercat să explice modificarea, însă a greșit numele noului ei coleg. Dar să știi că chiar dacă nu mai este Mihaița aici, este Bogdanel, a spus jurata, uitându-se la noul ei coleg, că bordea. Comediantul s-a uitat confuz la Delia și a ridicat din sprâncene, însă aceasta nu și-a dat seama de gafa făcută. Chelo era atent la prestația concurentei și nu a ascultat ceea ce spunea Delia, însă Nelu Cortea s-a schimbat brusc la față realizând că jurata nu le știe numele. Mirați au fost și cei doi prezentatori, Dan Badea și Șerban Copoț, care încercau să-și dea seama despre ce Bogdanel este vorba. Delia Matache nu știe numele colegilor de juriu. Situația începea să devină penibilă, iar Delia nu își dea seama de gafa pe care a făcut-o, atunci producția i-a șoptit în cască numele noului său coleg din juriu ai umor. Care Bogdanel? Cătălinel. Abia atunci jurata și-a dat seama de greșeală. A început să râdă și a spus, mă duc să mă dau afară, apoi s-a ridicat de la masa juriului. Delia a încercat să găsească o scuză pentru confuzie, însă chiar i-a mărturisit că nu are nicio explicație. N-am nicio explicație pentru Bogdanel. Eu am încercat să-i spun, uite, chiar dacă nu mai e mihăiță, e Bordanel că nu-mi venea, a încercat Delia să se justifice gafa la testimoniale, Dan Badea a fost amuzat de confuzia colegei sale și a jurat că de acum o va striga Bogdanel.